2018 a fost un an cultural deosebit pentru comunitatea din Drobeta Turnu Severin, iar 2019 se anunță a fi cel puțin la nivelul anului precedent. Asta deoarece pentru publicul iubitor de frumos din oraș au fost pregătite evenimente deosebite. Vom intra în 2019 cu proiectele noastre deja tradiționale, manifestările legate de zilele orașului, apoi două festivaluri naționale și internaționale, după caz festivalul de chitară clasică, festivalul La Porțile Râsului în vară, Ziua Copilului, Severinul Estival, un program estival de amploare și de intrare în zona stradală, după cum ne-am obișnuit, concerte în aer liber în zona de esplanadă și a fântânii cinetice, ateliere de creație. În ultima vreme se vorbește tot mai des despre importanța evenimentelor culturale, iar autoritățile locale din Severin par să fi înțeles rolul esențial al culturii în viața locuitorilor urbei. Tocmai de aceea, numărul festivalurilor și al manifestărilor culturale a crescut simțitor. O paletă largă, sperăm noi, pe care o să reușim să o susținem și în acest an. Îi invit pe toți cei care doresc să fie la zi cu spectacole, manifestările și acțiunile organizate de noi să viziteze pagina de Facebook, care este actualizată la zi, sau site-ul instituției sau cu ajutorul dumneavoastră mass media locală. Pentru administrația locală, investiția în cultură nu este una fără rezultate, ci o alegere strategică, care generează efecte multiple și, în mod evident, benefice pentru comunitate. Pe lângă autoritățile locale, societatea civilă poate interveni în dezvoltarea activităților culturale din comunitatea locală.